Bună, copii. Astăzi vorbim despre portativul muzical, adică locul unde sunt așezate notele muzicale. Portativul muzical reprezintă 5 linii orizontale și 4 spații. Iar notele noastre sunt do, Re, Mi, Fa, Sol, La și Si. Notele muzicale se scriu atât pe linii cât și pe spațiile dintre liniile portativului. Deci, această notă este așezată pe linie sau pe spațiul portativului? Dar aceasta. Observăm că linia trece prin interiorul notei. Deci? Însă, nu putem intra într-o lume nouă fără a deține o cheie. Iar cheia pentru a intra în lumea muzicii se numește Cheia Sol și se așează la începutul portativului. Însă, de ce se numește cheia Sol și nu se numește cheia Do? Sau cheia Mi? Cheia Sol începe de pe linia a doua a portativului. Iar pe această linie se află nota Sol. Cheia Sol se desenează în trei pași, ca în exemplul următor. Să facem un exercițiu de imaginație. Unde ați mai întâlnit linii orizontale paralele? Felicitări! Tocmai ați intrat în lumea muzicii!